Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Pastoral. Acesta este al treilea episod și eu mă bucur să aud mărturii frumoase de la slujitorii care au ascultat emisiunile, primele două emisiuni. În urma lor au venit multe întrebări, nu voi putea răspunde la toate întrebările azi, răspund doar la două. Și anume, cum să procedeze tinerii pastori, care, iată, ei au preluat lucrarea, dar pastorul care a fost mai înainte, care s-a pensionat, care s-a retras din poziția asta, nu-i dă voie. El tot deține, oficial nu deține, dar tot deține poziția asta și îl limitează mult. Deci cum să procedeze pastorii tineri în astfel de situații? Și a doua întrebare este despre anul sabatic. Cât de biblic este acest an sabatic pe care și-l iau unii pastori și alții doresc să-și-l ia? Cât de biblic este practica aceasta a anului sabatic, care de altfel a apărut și aici la noi în Moldova, sunt pastori care își iau un an sabatic. Deci despre astea două subiecte vreau să vorbesc azi, după care vă voi mai povesti puțin și despre ultimele evenimente care s-au întâmplat în lucrarea pe care o fac, pe care o conduc în biserică. Bun, hai să mergem la primul subiect. Deci cum să procedeze tinerii pastori care au preluat lucrarea, dar pastorul anterior, care este bătrân, nu dă voie să facă lucrarea și îi pune piedici continuu. Acum, vedeți neînțelegerea aceasta între pastorul care a fost mai înainte și a rămas în biserică, acum el este pensionat, și pastorul care a venit acum recent, pastorul tânăr. Ia, neînțelegerea aceasta poate avea pricini diferite. Poate fi de vină pastorul tânăr, poate fi de vină pastorul care s-a pensionat, sau pot fi de vină ambii. Haideți să privim la fiecare situație în parte. Deci în cazul pastorului tânăr, iată, din ce am observat eu, se întâmplă când pastorul tânăr care vine, el a absolvit seminar, el n-a crescut în biserica aceasta, nu știe nevoile bisericii acestea, a absolvit seminar, anii cât a fost la seminar, el a studiat teologie, dar a petrecut mult timp în cărți, a studiat cărți. Și-a format un limbaj de acesta teologic pe care s-ar putea întâmpla oamenii să nu-l mai înțeleagă. Și el undeva nu a învățat bine a zidi relații cu oameni, a rezolva situații. Și cel mai rău este că nu are nicio legătură cu pastorul care s-a pensionat. Pentru că pastorul care a fost înainte, el nu l-a crescut. Ei nu au o gândire, nu au aceeași gândire. Gândesc diferit, privesc diferit. Și atunci s-ar mai putea întâmpla că pastorul tânăr care a venit, pentru că a făcut seminar, el se consideră mai deștept, se consideră superior, arată lucrul acesta, sau începe a critica tot ceea ce s-a făcut înainte, toate eforturile, toată munca făcută de pastorul anterior, începe a o critica. Sau nu ia seama în felul cum vorbește, ce vorbește celor care sunt în biserică sau pastorului, care, într-un cuvânt, nu se poate raporta la oameni și nu știe azi de relații cu ei. Și atunci asta numai decât creează neînțelegeri, creează lipsă de încredere, creează conflict. Dar am văzut și mai multe cazuri. Deci, atât cazuri de acestea care v-am spus când pastorul tânăr vine de la seminar, mai puțin văd, pentru că tot mai puțin și mai puțini tineri merg să învețe la seminar. Nu este atractiv pentru ei să facă seminarul și apoi să vină să preia lucrarea bisericii. Iată, asta tot mai puțin și mai puțin vedem. Însă o altă situație o vedem mai des, când, iată, pastorii care s-au pensionat, ei pur și simplu dețin un control exagerat și ei nu dau voie. Celui mai tânăr care vine nu-i dau voie nimic. Chiar dacă el a crescut în biserica aceasta, a fost ridicat aici, din biserica aceasta a fost ordinat, ales la slujba de pastor, dar cel care a fost anterior nu îi dă
libertate, pentru că el s-a deprins să aibă întâietate, vrea să aibă întâietate, îi place să aibă întâietate pastorului care s-a pensionat și el, chiar dacă formal, da, chiar dacă s-a făcut trecerea aceasta de autoritate, a fost ordinat un alt păstor, i s-a încredințat să fie responsabil în biserică, totuși cel care este în vârstă, el nu permite, nu dă voie să aibă loc aceasta și el continuu intervine. Iată, asta ne amintește de o situație care s-a întâmplat la... E descris în 3 Ioan, epistola a 3-a lui Ioan. Bun, nu era acolo cu pastor tânăr, pastor în vârstă, dar ne spune despre un om, Diotref, care păstorea biserica aceea și apostolul Ioan zice, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe din noi. De aceea, când voi veni, zice, voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbirele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Deci, de obicei, cei care procedează așa, cei care nu-i dau voie, îi pun piedici, ei, nu știu de ce își văd rolul lor de a fi o piedică pentru pastorul tânăr, de a-l ține, de a-l împiedica pe cel tânăr. Și asta nu este bine lucrul ăsta. De la el se așteaptă să fie unul care ajută, care încurajează acolo unde pastorul tânăr nu are curaj să facă niște lucrări mari. Nu este încrezut în potențial între aceia de la pastorul care a fost înainte, se așteaptă să vină să-l încurajeze, să-i spună, mergem, eu te ajut, hai, un ce trebuie, cum e necesar, eu te voi ajuta, mergem înainte, nu te teme. Deci asta se așteaptă, dar dacă omul acesta n-a avut încredere în nimeni și crede că doar el singur știe totul cum este corect și el are o teamă de asta exagerată de tineri, că dacă sunt tineri atunci numai decât ei nu sunt de încredere, ei vor aduce ceva rău, vor aduce practici care, nu știu, ceva care nu se potrivește cu învățătura care a fost înainte. Deci, cu alte cuvinte, se teme, are o frică de asta exagerată de tineri și de tot ce este nou și nu le dă voie, îi împiedică. Deci, iată situații de acestea. De exemplu, în ultima vreme, numai în toamna asta, de mai multe ori am fost contactat de slujitori tineri, care ei îmi spun, cum să procedez, zice, cum? Eu am fost ordinat, zice, dar mi s-a încredințat să conduc biserica, dar cel care a fost pastor anterior, el nu-mi dă voie, el continuu mă oprește, sau el vine în timpul serviciului și el preia controlul ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Ne întâlnim la întâlniri, deci el se poartă ca și cum a fost înainte, când a fost pastor responsabil, el tot exact așa se poartă. Deci nu-i dă nici autoritate la cel tânăr, nu-i dă nimic, nu respectă, calcă în picioare autoritatea celui tânăr. Și asta e foarte rău când se întâmplă așa ceva. Deci care ar fi soluțiile pentru pastorul acesta tânăr, care acum el este responsabil de biserică, este bineînțeles să vorbească cu pastorul în vârstă și lucrurile acestea să le discute, să le pună într-o formă plină de respect, cu respect, dar să-i spună, uite, acum eu sunt în poziția aceasta, am poziții, să așteaptă, mi-a fost dat încredințată autoritate, delegată autoritate, să așteaptă să fie respectată autoritatea asta și dacă matale, care mai fost pastor aici până acum, nu-mi respecti autoritatea asta, atunci cum să-mi respecte alții? Dacă am fost pus, trebuie să-mi fie respectată autoritatea aceasta mie acum, va veni după mine un altul să fie respectată autoritatea celuilalt. Și caută să zidești relații cu pastorul acesta care a fost înainte, caută să zidești relații și depune tot efortul ca el să înțeleagă. Vorbește, arată din scripturi, vorbește, el să înțeleagă că nu ești o amenințare pentru el, nu ești o amenințare pentru biserică. Din moment ce ți-a fost încredințată lucrarea asta, înseamnă că nu ești o amenințare, dar dacă el te vede o amenințare, atunci de ce s-a mai încredințat lucrarea dacă el vede numai că ai fi o amenințare? Deci caută să fii o pildă în felul cum te porți, cu respect, procedează așa, dar în același timp acționează în autoritatea primită. Deci dacă ai fost pus pastor, acționează în autoritatea aceasta. Dacă de la tine se așteaptă să conduci, atunci conduci. Și acolo unde pastorul care a fost anterior și el depășește limitele acestea sau face cum invadează area în care ți s-a dat autoritate, amintește-i, spui, acum eu sunt pus în poziția aceasta, vă rog să respectați poziția aceasta care sunt. Poate nu-i vorbești de față cu toți, îi vorbești într-o parte, dar îi spui, îl ajuți pe el să înțeleagă aceasta. Și alt lucru, ca și tânăr, ia bine seama la sfat. Și când vorbești cu pastorul acesta care a fost înainte, spune-i, nu vreau să înțelegeți că vă desprețuiesc sau nu pun preț pe sfatul, vreau să mă sfătuiți, dar vreau să mă sfătuiți frumos. Să mă sfătuiți frumos cum se cere. Eu chiar îmi amintesc că este un cadru din filmul, nu mai știu eu, Dacii sau nu, Columna lui Traian. Acolo este, deci după ce romanii au cucerit Dacia,
unul din căpeteniile care îi slujau lui Decebal, deci el s-a retras în munți și era și fiul împăratului era. El antrena un grup de copii, el pregătea luptători ca apoi să poată riposta romanilor. Și acolo arată cum el îi antrenează pe el și în timpul antrenamentelor învăța cum să împuște, cum să tragă din arc mergând pe cal. El nici cai n-avea, îi ținea, îi punea pe umăr și alerga cu băieții ăștia și apoi îi trebuia să tragă. Și dacă nu merea în țintă, îi trântea jos la pământ și ducea și îl lua pe altul. Cei care n-au nimerit la mine. De obicei, luptătorii proști sunt și lași. Cum se primește pedeapsa? Plângi? Nu plâng. Bine. Tu plângi? Nu plâng. Bine. Și acum la călărie! Și unde care a fi scârbă să poarte spinare un dobitoc? Dar unui om. Este un cadru interesant, cum împăratul, deci fiul împăratului care era antrenat de gerul ăsta, și împăratul îi spune, ai grijă, zice. El îi spune ceva, zice, ai grijă, pe mine nu mă pedepsești în fața la toți. Altul! E rândul meu acum, dar te rog să nu mă bat față de ei dacă nu nimeresc. O să încerc, stăpâne. Ei, ce înseamnă asta? De la cel care a fost pastor înainte, să așteaptă să respecte, să arate autoritate. Ceri sfatul lui, dar spune în același timp că el trebuie să respecte autoritate, pentru că altfel sacrificăm poporul Domnului. Ce învățăm noi pe toți oamenii din biserică? Să nu asculte de mai marii lor, și dacă nu ascultă de mai marii lor, atunci încotro îi conducem. Cum îi conducem dacă ne subminăm autoritatea unul la altul? Trebuie pastorul care a fost anterior, pastorul care s-a pensionat, el trebuie să înțeleagă lucrul acesta și de la el să așteaptă să ridice autoritatea noului pastor, să învețe pe oameni să asculte și să le dea o pildă. Și altceva încă, ce mai vreau să mai spun pastorului tânăr, fii ușor de înduplecat, deci cere sfatul și atunci când vine pastorul care s-a pensionat, cel care a fost pastor înainte de tine și când el vine să-ți spună anumite lucruri, nu te închide deodată și nu primi nimic de la el. Stai, ascultă atent dacă el îți spune anumite lucruri care nu le faci corect, nu le faci bine sau ai putea să le faci mai bine. Fii ușor de înduplecat, primește, nu te supăra, primește, mulțumește, ba chiar ceri sfatul, cum ar fi bine să procedezi în situație, pentru că tu nu ești experimentat. Pastorul celălalt are experiență de ani de zile, are experiență multă. Și când ești greșit, recunoaște imediat ca să fii gata să te îndrepți. Și în felul ăsta veți zidi relații cu el, ca el să înțeleagă, să-și înțeleagă limitele, dar în același timp să vadă că n-a fost scos din formulă și el nu mai trebuie nimănui și slujba lui nu e necesară. Vreau să dau câteva sfaturi și pentru pastorii cei care au păstorit înainte și acum, iată, ei s-au pensionat. Bun, bine, zic și eu pensionat, că nu neapărat biserica îi dă sau statul îi dă pentru un sens, că nu mai sunt, acum nu mai sunt în poziția aceasta, ei nu mai sunt pastori. Altul este pastor, dar după ce au fost pastori, iată, acum ei s-au retras din poziția aceasta și au dat-o unui tânăr, au dat stafeta unui tânăr. Deci care e soluția pentru ei? Nu uzurpați puterea, nu se poate să facem așa. Dacă omul acela a fost ordinat ca și pastor, gândiți-vă că autoritatea aceasta i-a fost delegată de Domnul Iisus Hristos. Nu uzurpați puterea, nu vă băgați în autoritatea care i-a fost lui delegată. Da, dumneata, ai fost pastor până acum, dar nu mai ești pastor. Autoritatea aceasta a fost delegată lui, deci trebuie să respecti autoritatea care i-a fost delegată. Iată, vara aceasta, pastorul bisericii, domn Hleba din Sacramento, Alexandru Șevcenco, el s-a retras din slujba de pastor și el este tânăr, are 46 de ani. Și altul mai tânăr l-a ordinat pe altul mai tânăr. Ei, eu am ascultat
toată mărturia aceea lungă de vreo oră și ceva, dar ceva interesant a spus Alexandru Șevcencu, zice, acum eu trebuie să mă învăț să fiu supus, eu care am plantat biserica aceasta, am crescut-o, a depășit 1000 de membri, zice, acum eu ordinez un alt pastor, el ajunge pastor responsabil și eu voi fi unul dintre pastori și eu acum trebuie să învăț să mă supun, zice, eu iau hotărârea să mă supun și eu învăț să mă supun la hotărârea care vă lua, pentru că ultimul cuvânt îl va lua pastorul, îl va avea pastorul acesta, care este responsabil. Și așa e normal. Pastorul care e responsabil, el are ultimul cuvânt. Deci trebuie să înveți să fii supus. Apropo, la școala de misiune, noi avem așa un exercițiu interesant. Iată, sunt profesori și sunt studenți. Și studenții trebuie să meargă timp de o săptămână, să conducă tabere pentru copii în diferite sate. Dar cu ei merg instructorii lor, profesorii lor. Și profesorii de dimineața de la ora 6 până la ora 9, ei sunt profesori. De la ora 9 până la ora 4, ei sunt membri ai echipei. Și echipa își alege un conducător și profesorul trebuie să fie supus celui care este liderul echipei și profesorul trebuie să arate o pildă de supunere ca să vadă toți. Uite, până la ora 9, de la 6 până la 9 dimineața sunt profesor, de la 9 până la 4 sunt membru de echipă, sunt supus și împlinesc tot ce îmi cere liderul și după aceea iar revin înapoi în rolul meu de profesor și eu învăț. Ei, asta trebuie să învețe fiecare pastor. Cum, așa cum oamenii ne-au respectat și au respectat autoritatea noastră, tot așa trebuie să respectăm și noi autoritatea când este delegată altora, când este delegat unora mai tineri, trebuie să fim gata să ne supunem și să facem lucrurile frumos. Deci asta, dragă frate, nu sufoca pe pastorul tânăr și nu crede că asta este bun și evlavios sau nu te crede că ești ultima instanță și uite, fără tine, gata, s-au pierdut toate lucrurile. Nu, 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 acum i-a fost delegată lui. Hristos este cel care ne pune. Hristos a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, dacă prin alegerea bisericii, prin tot s-a hotărât că nou pastor, el este delegat, fii bun și supune-te frumos, arată o pildă frumoasă de supunere, de respect. Arată respect pentru el și așa înveți și pe oameni să îi respecte. Iată, avem în Biblie pilda frumoasă a lui Pavel și Barnaba. Nu, și încă ce mai vreau să spun ca să dai libertate, da, ajungem până acolo. Iată, vedeți, Pavel și Barnaba când a venit în Antiohia și a văzut că s-a plantat biserica aceea, Barnaba s-a dus și l-a adus pe Pavel. Deci Barnaba i-a dat libertate lui Pavel, au lucrat foarte frumos cu Pavel într-o echipă și timp de un an de zile i-au ridicat alți trei slujitori. Când au plecat în misiune, ei i-au lăsat pe acești trei slujitori și ei lor le-au dat libertatea să conducă biserica. Vă dați seama, oameni care cu un an de zile în urmă s-au pocăit, au fost crescuți de ei, învățați de ei și acum oamenii aceștia, trei, alți trei slujitori, trei învățători, ei au preluat conducerea bisericii din Antiohia. Vedeți cât încredere au avut ei, Barnaba și Pavel, cât încredere au avut în oamenii aceștia care cu un an de zile în urmă erau păgâni. Deci cu un an de zile în urmă ei nu mai s-au pocăit, au crescut, Barnaba și Pavel le-au oferit creștere și apoi le-au dat încredere la oamenii aceștia ca să conducă biserica și ei s-au pornit în misiune să planteze noi biserici. Iată, așa trebuie să procedăm și noi. Vedeți, de fapt, de ce se întâmplă la noi aici în Republica Moldova și cred că și în România se întâmplă așa ceva. Noi avem astfel de situații pentru că pastorii tineri nu au fost crescuți și nu au fost ridicați de alții. N-a fost relația aceasta de ucenicii între pastorul care a fost în biserică, el n-a crescut în pastorul următor. N-a crescut. Nu este relația aceasta ca să aibă toată încrederea, să-l lase, să nu trebuia să-l controleze, să fie respectul acesta reciproc între ei. Pentru că lipsește asta. Pastorii sunt pregătiți la seminar. Seminarul are rolul lui. Seminarul trebuie să-i pregătească. Dar trebuie să fie legătura aceasta între pastorul care a fost înainte și pastorul care este acum. Și, cum vedeți, este foarte mic numărul de pastori care cresc slujitori noi. Deci cei mai mulți pastori se plâng că după ei nu este cine să preia, dar ei nu se gândesc să-i crească pastorii. Pastorii noi trebuie pregătiți din tinerețe, din adolescență. Iată, de asta am început școala Timotei. Pastorii care se gândesc, privesc înainte, au viziune pentru biserică, privesc în viitor. Ei numai decât se gândesc, bine, cine din copiii ăștia e următorul? Cine are potențial din copiii ăștia să fie următorul pastor? Ia de să-l trimit la școala Timotei, dacă are dragoste pentru scripturi, dacă are un caracter frumos, hai să-l trimit la școala Timotei. La vârsta de 14 ani, să înceapă a fi pregătit, hai să-i încredințezi lucrări și așa ei vor crește și vor face lucrări mari și atunci ai cui să-i încredințezi. Iată,
Deci, vedeți, pentru că lipsește legătura asta, de aceea, pe urmă, nu poate fi o armonie în lucru, pentru că lipsește implicarea pastorului în pregătirea altor pastori noi, apoi lipsește armonia aceasta și bună înțelegere între ei. Mă mai gândesc acum la exemplu frumos al lui Gigi Olariu, pastor de la Lugoș. Gigi Olariu, el a fost pastor la Lugoș, a fost pastor la Reșița, acum este pastor acolo, la biserica din cartierul Mondial, care a fost plantată, da. Tare frumos este la fratele Gigi Olariu, că el totdeauna a încurajat și a trimis tineri să învețe. Tinerii care i-a văzut, i-a trimis la seminar, i-a trimis să învețe la seminar la București, nu știu, poate a trimis și în alt loc, eu știu din București că a trimis la seminarul de la București, pe care l-am făcut și eu. Și atunci oamenii aceștia când se întorc înapoi, el îi încadrează în lucrare, el îi promovează. Ei, așa trebuie să facem fiecare pastor și să avem încredere în ei. Și apoi, când îi crești pe oameni tu, ei au aceeași gândire cu tine. Oamenii cu care lucrez eu în echipă, pastorii care lucrează în echipă la Biserica Bunăvestirea și în bisericile pe care le-am plantat, ăștia sunt oameni pe care pe cei mai mulți i-am condus la Hristos, i-am crescut în Evanghelie. Noi am crescut, noi am lucrat cu unii din ei, din copii, din adolescență am lucrat cu ei. Noi gândim la fel, noi gândim ușor, uneori știți, plăcut rămân surprins când niște decizii grele care pentru alții ar lua foarte mult să fie. Nu unia foarte puțin, pentru că noi gândim la fel. Inclusiv atunci când nu au timp, n-au posibilitatea să se sfătuie cu mine sau ei gândesc cam cum aș proceda, cum am procedat noi, că avem același fel de gândire și așa mergem înainte și avem încredere unii în alții. Un alt lucru care mai vreau să-l spun este că dacă nici cum nu se rezolvă situația aceasta și conflictul rămâne, atunci cred că trebuie neapărat să se implice episcopul pe regiune. Iată, la noi, în Republica Moldova, în Uniunea Baptistă, este împărțită pe regiuni. Pentru fiecare regiune este un pastor responsabil sau episcop, cum îl numim, că aceeași responsabilitate are. Și dacă nu se rezolvă conflictul acesta, atunci trebuie episcopul neapărat să intervină, pentru că dacă nu se rezolvă, asta va afecta biserica. Când pastorul care a fost anterior și pastorul care este acum nu se înțeleg între ei și crește conflictul, asta va afecta grav biserica, va afecta grav biserica, va crea partide, va crea neînțelegeri, asta se reflectă asupra la toată lucrarea și nu trebuie să fie de aceea, numai decât episcopul va interveni, va trebui să intervină rapid. Și dacă unul din pastori nu ascultă nici de episcop, nu vrea să asculte, să zicem, cel care a fost mai în vârstă sau cel care e mai tânăr, nu vrea să asculte nici de atunci, cred că va trebui să fie retras, să fie aplicată disciplina undeva și sperăm să nu se ajungă până acolo unde este, că deloc nu arată frumos. Când unui om care a fost slujitor ani de zile ajunge să-i fie aplicată disciplina în biserică, să fie pus la observare sau chiar să fie excomunicat, pentru că el nu respectă autoritatea celui care a fost, defăimează sau nu știu ce mai face. Sperăm să nu se ajungă la astfel de lucruri, pentru că ele deloc nu sunt bune. Acum hai să vorbim despre a doua întrebare, și anume dacă este biblic anul sabatic pentru slujitori. Deci ce înseamnă asta? Iată, în Biblie știți, anul sabatic îl lua pământul. Oamenii trebuiau 6 ani să lucreze pământul, dar anul a 7-lea ei nu lucrau pământul. Și trebuiau să mănânce numai din ceea ce răsărea din pământ. Ei nu trebuiau să facă lucrurile, se odihneau. A 7-lea an se odihneau și ăsta era un an când era dată libertatea, era un an de veselie, anul când era dată libertatea robilor și așa mai departe. Însă, practic asta nu aveau și preoții, pentru că preoții în anul sabatic erau la slujbă mai departe, ei își făceau slujba. Anul sabatic nu îi scutea pe ei de slujba care aveau și slujba preoților nu este una ușoară. Slujba preoților este grea, ei trebuiau în continuare să dea învățătură, să aducă jertfe, să rezolve conflicte, să facă toate lucrurile care țineau de ei. Deci este o slujbă grea. Deci nu vedem anul sabatic să-l fie avut preoții, îl aveau toți restul, numai că nu-l aveau preoții. Cât privește Noul Testament, eu n-am văzut practica aceasta la apostoli, ca cineva din apostoli să fie promovat sau să fie avut anul acesta sabatic, nu am avut, dar asta nu înseamnă că apostolii n-au avut nevoie de odihnă. Domnul Iisus a avut nevoie de odihnă, cu cam puțin a reușit în privința aceasta. De exemplu, în Evanghelia după Matei scrie așa, că apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni.
Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce, ca să înțelegeți cum era slujba lor. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Domnul Iisus a vrut să ia pe ucenici la un loc de o parte ca să se odihnească puțin, aveau nevoie de odihnă. Nu poți lucra când nu ai odihnă, aveau nevoie și ei de odihnă puțin. Dar, zice, oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duce. Deci ei s-au pornit la odihnă, dar oamenii deja îi așteptau la locul cel unde veneau ei la odihnă. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod, i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri, deci a renunțat la odihnă, iată. S-a trezit într-o situație în care a renunțat la odihnă. Mie mi-a spus cineva odată că mergea în tren pe când nu era încă creștin. Și în vagonul acela unde era el, în compartiment unde stătea, a făcut cunoștință cu o persoană și i-a spus că era un pastor din Germania. Și el când a zis, o, pastor, zice, eu am întrebări la dumneavoastră, am atâtea întrebări din Biblie la care pastorul i-a spus, nu, cer iertare, eu sunt în concediu. Ăsta a rămas perplex. Deci cum, adică ești în concediu și tu nu răspunzi la întrebări din Biblie? Asta mi s-a părut chiar cu totul deplasat. Nu vrei să fii așa un pastor, nu vreau să fiu așa un pastor, nu vrea nimeni să fie ca să nu-i răspunzi omului din Sfintele Scripturi. La Romani, capitolul 15, Apostolul Pavel le scrie romanilor că iată el mai are de lucru ceva și apoi după aceea vrea să facă misiune în Spania, dar va trece prin Roma. De fapt, hai să citesc de la versetul 30. El zice, vă îndemn dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeia, că la moment se ducea în Ierusalim, zice. Și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și, zice el, să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. În limba rusă e scris, nasladiți abșeniem s vami, să mă desfătesc de la părtășia cu voi. Deci, vedeți, avea nevoie și Pavel, avea nevoie și el de odihnă, toți avem nevoie de odihnă. Și aici un principiu important este că el, după ce a încheiat o lucrare, înainte de a începe o altă lucrare, el avea nevoie să se odihnească puțin și apoi intra în altă lucrare. Și ce bine este când bisericile înțeleg și foarte frumos fac creștinii care se gândesc să le ofere pastorilor lor o posibilitate să se odihnească o săptămână, două, să le ofere o lună, un an, să le ofere posibilitate să se odihnească ca să poată sluji mai departe. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe cei care faceți așa și înțelegeți că odihna așa are rolul ei, că dacă omul lucrează fără odihnă, atunci nici lucrul ăsta nu mai poate fi eficient, nu se mai poate concentra și au nevoie și slujitorii. Însă, cum vă zic, n-am văzut practica asta, dar nu vreau să condamn practica asta a anului sabatic, pentru că, de exemplu, știu că sunt păstori care ei și-au luat anul sabatic, dar ei, de fapt, și-au luat pentru a se dedica scrierii unei lucrări. Iată, de exemplu, cum eu am scris istoria mișcărilor evanghelice. Eu istoria aceasta am scris-o timp de 7 ani, făcând cercetări și eu tot furând o oră aici, o oră acolo, mă sculam în fiecare dimineață cu o oră mai înainte ca o oră dimineața să studiez și e greu să lucrez așa. Cred că aș fi fost mai eficient dacă mă retrăgeam pentru o vreme, eu știu, pentru un an mă retrăgeam și scrieam istoria asta. Dar pe de altă parte mă gândeam, dacă mă retrăgeam pentru un an să scriu istoria asta, atunci ce facea toată cealaltă lucrare? Rămâneam numai cu istoria, dar cealaltă lucrare ce facea? Așa că nu mi închipui cum ar merge toată lucrarea luându-mi un an sabatic. Dar dacă la alții funcționează, dacă alții știu să-și organizeze bine lucrurile, să le pun într-o bună rânduială și asta funcționează, Domnul să-i ajute în continuare și să facă așa. Cam atât, dragii mei, cu privire la anul sabatic și cu privire la prima întrebare. Și acum, deci ce am avut noi? Săptămâna trecută, sâmbătă, am făcut întâlnirea cu studenții de la Institutul Biblic Precept și de la Școala Timotei. A fost prima întâlnire și vrem să facem lunar. Totdeauna vrem să facem așa. Mă bucur pentru cei care au venit, am ascultat mărturii, istoriile lor, facem un curs, studiem cursul. Cum să fii un lider după voia lui Dumnezeu, să trăiești la înălțimea chemării tale ca și lider. Și pe data de 13 noiembrie vom avea a doua întâlnire și dacă sunteți student la Institutul Biblic sau la Școala Precept sau la Școala Timotei sau la Școala de Misiune, atunci vă invit ca să avem părtășia aceasta. Acum
Când înregistrez emisiunea, acum la noi este joi, după masă, când înregistrez emisiunea aceasta, mă pregătesc să plec la Belorusia. Acolo plec pentru graduare la Institutul Prisep din Belorusia. Sunt 20 de studenți care merg să le înmânez diploma. Mă voi întâlni cu episcopul Uniunii Baptiste din Belorusia, cu conducerea seminarului teologic. La noi acolo institutul este în cadrul seminarului teologic. Foarte frumoasă colaborare avem cu seminarul baptist teologic de acolo din Belorusia. Numai decât voi preda și un seminar, vom studia cursul cum să fii un mentor după voia lui Dumnezeu, voi face și o întâlnire cu toată echipa Precept, vreau să facem o evaluare a lucrării, să vedem care sunt noi posibilități pentru lucrarea de acolo și iată așa. Vreau să vă mulțumesc tuturor care vă implicați cu construcția. La construcție am făcut multe lucrări săptămâna aceasta și ne-am trezit fără resurse financiare. La biserică, dar de aici cu un volum mare de lucru, noi avem credință că Dumnezeu ne va da aceste resurse și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat, care ne ajutați și dacă Domnul vă pune pe inimă să vă implicați cu biserica, să faceți o colectă și să ne ajutați în construcția acestei clădiri, vă vom fi recunoscători. Și vă suntem recunoscători dacă vă rugați mai departe cu noi și abia așteptăm să putem să ajungem să vedem clădirea aceasta finalizată. Este chiar lângă piața centrală și avem așteptări de la clădirea aceasta că vor veni oamenii, vom pune o slujbă frumoasă acolo de predicare, un program frumos ca să poată orice om venind acolo să găsească alenare, mângâiere din cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Hristos și viața veșnică. Vă invit să reveniți mâine aici pe canal, mâine în emisiunea actual, intenționez să vorbesc despre toată situația asta cu Facebook, cu faptul că s-a oprit Facebook și toate implicațiile spirituale la tot faptul că a picat Facebook-ul pentru 6 ore, ce înseamnă aceasta, ce înseamnă pentru lucrarea care o facem noi pe Facebook. Apoi numai decât doresc să abordez și toată situația aceasta care este acum la noi în țară cu arestarea procurorului Stoianoglu, și să privim în lumina Sfintelor Scripturi la evenimentele acestea care se întâmplă în ultima vreme. Atât, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă nu sunteți abonați la canalul nostru, abonați-vă și nu uitați să dați un like, distribuiți emisiunea ca să o audă și alții și în mod deosebit voi aprecia dacă veți trimite emisiunea aceasta să o asculte și alți slujitori în Evanghelie. Tineri, în vârstă, cei care sunt în slujbă, care au fost pensionați, cei care doresc să devină pastori și mă rog ca emisiunea aceasta să le fie utilă tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, pace multă!